Noul antrenor al secției de handbal a SCM Gloria Buzău va fi Ovidiu Mihăilă, fostul tehnician al Stelei București. Ex-stelistul va conduce pentru prima dată în cariera sa o echipă de fete și are ca obiectiv clasarea în primele 8 poziții ale Ligii Florilor. Fără experiență în handbalul feminin, dar cu un palmares notabil, Ovidiu Mihăilă a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă ca noul antrenor al Gloriei Buzău. Dacă nu știe Dumnezeu și lucrurile decurg bine și avem posibilitatea și vom ajunge într-un moment în care să ne permitem să abordăm o cupă europeană, să fiți convinși că vom face tot ce stă în putință, cei care suntem aici, să facem și pasul ăsta. Dar așa cum am mai discutat și cu domnul director și cu domnul președinte, cu oamenii care m-au ales, acest pas trebuie să-l alegem foarte bine, când va fi moment. Dar deocamdată... Sunt total de acord cu asta, cât mai repede, dar dacă este repede și se joacă doar un tur și după ieși după un tur, practic nu ai câștigat nimic. Lotul de jucătoare a fost conceput deja de cel care îi va fi secund, Romeo Ilie. Fostul stelist a declarat însă că mizează pe inspirația lui Ilie, cunoscut pentru flerul său în ceea ce privește transferurile. Eu cred că s-a făcut niște alegeri potrivite pentru momentul de față, în ceea ce vorbim transferul de jucătoare. Trebuie să recunosc că de la o zi la cealaltă am reușit să le cunosc. Nu foarte bine, pentru că este o trecere, dar handbalul este la fel. Este foarte important, rămâne să găsim calea de a dialoga, de a colabora și de a le păstra într-o motivație bună și într-un psihic liniștit. Cred că aici este diferența între fete și băieți. Ovidiu Mihăilă a mai avut oferte de la câteva grupări din Liga Zimbrilor, dar și de la o echipă de handbal feminin din Polonia.